Bună seara, dragii mei, bună ziua, dragii mei, cei cu să lună, venus, ascendenul, lună, în învărsător. Sunt Arotela, mă pregătesc să fac etalarea pentru vărsător, pentru octombrie. Unii deja, adică, unii, deja am o etalare septembrie-octombrie, puteți să o completați, puteți să o ascultați și pe aceea în cazul în care n-ați ascultat-o. În primul rând, un sfat care are legătură cu ce urmează să apară, că nu are Veți trăi și veți trăi. Vom trăi și vom vedea. Aveți scrierea. Aici confirm. Colaborez cu o poetă vărsătoare, cu două, de fapt, două poete vărsătoare care vor să scoată o carte de poezii. Scrieți în continuare. Iar confirm că și eu am descris. Trebuie să mă concentrez pe proiectul meu. Și nu uitați că scrierea vă vindecă, inspiră, vă inspiră, vă învață și vă distrează și nu doar pe voi, cât și pe cei care vor asculta scrierile voastre, foarte importante. Cuvintele au putere. La capătul setului de cărți aveți yoga, pe de-o parte și artistul latura voastră artistică, eventual trebuie, ia uite, tarotul, cărțile de tarot, a trebuit să faceți unii dintre voi, dacă acordați prea mult timp lucrurilor spirituale, da, ca și mine, tarotul, arta, aici chiar mă exprimă, yoga, ar trebui să vă faceți timp și pentru sport, confirm că și eu ar trebui să fac timp, să fac mai mult timp pentru sport. Și alt mesaj, la, tot la capătul setului, interesant, justiția și muzica. Poate cineva cu planete în balanță, pentru că balanța e guvernată de Venus, care practică muzica, încearcă, nu știu, să echilibreze o situație cu voi, să vindece o energie mai veche, pentru unii, pentru alții, vă vindecă, vă echilibrează muzica. Muzica vă echilibrează și vă vindecă energia. Un anume tip de muzică, evident. Vedem, mesaje, mesaje, sfaturi. Da? Sfaturi, vom vedea ce mai apare. Dragii mei vărsători, cu care rezonez foarte... Bine, foarte mult, adesea. Cam și o planetă aici, destule. Ce a vrut să se arate, în timp ce am amestecat șapte de spade și opt de muncă? Nu cred că fugiți de muncă, nu. Nu fugiți de muncă, poate. Fugiți în muncă, fugiți de ceva în muncă, unii dintre voi. Vă, da, evadați în muncă. Eventual, da, e bine. În scrierea aceasta, descoperit abilități noi, în timp ce încerca să evitați gândurile care vă creează conflicte, gândurile către ceva, cineva. Da. Altceva ce mai simt? Dar e bine dacă vă, vă duceți înspre această zonă, că această zonă vă va transforma și simt că vă va inspira, eventual să vă întoarceți cu ceva. Poate cineva a fugit de lângă voi în muncă, dar s-a a fugit de relație, a fugit să muncească în relație, dar eu zic că se va transforma muncind, descoperind alte tablete, abilități, eu știu, prin scriere, poate mesajele acestea se referă la ei, uh, cred că se vor întoarce transformați, pentru că din șapte în opt n-ai cum să nu te întorci transformat. Și gândurile se materializează în opt, interesant. S-ar putea cine fuge în muncă să se întoarcă, într-adevăr transformat, dar și cu încă ceva, cu o monedă specială, un produs special. Chiar dacă e scriere muzică, ce-o fi, la capătul setului de cărți, steaua. da planificați să vă vindecați, planificați ceva, să ieșiți în evidență, poate această scriere sau acest proiect artistic, de orice natură ar fi el. Uh, și neapărat artistic, poate nu-i poezie, poate scrie ceva legat de spiritualitate, cum vreau să scriu, sau... Da. Fiecare știe ce vrea să-și... Sau... Faceți un jurnal de manifestări și nu o să fie niciodată public, dar vă vindecă. Pentru alții, ceea ce scrieți, veți scrie, uh, vă va scoate în evidență. Dar... Evident că vă și vindecă. Sunt două aspecte ale acestei scrieri. Trebuie să plănuiți, eventual, cum să distribuiți acest produs pe care urmează să-l lansați, cum să-l distribuiți online, da? Trebuie să planificați, să vă dați timp să vă gândiți, eventual. Aveți un diavol aici, un diavol și un trăcușor, toți avem umbră a noastră. Însă trebuie să învățăm să ne vindecăm de ea. Patru de spade. E as, oarecum un soi de eremit. Vindecați-vă de niște adicții, de o energie toxică. De o energie toxică prin yoga, da? Ceea, patru de spade, clar e yoga, da? Prin yoga. Prin practicând yoga și meditațiile, puteți să scrieți mult mai clar ce vreți să vă eliberați, Am zis că poate să fie un jurnal de eliberări de manifestări. Uh, ce mai este? Mai e o pasiune. Cineva are o pasiune sau voi aveți sau și și, și unul și altul. Și amândoi fugiți, repet, în muncă de această pasiune. Eu, eu vai, dar ce întâlnire de destin. Regina de cupe, nu mai zic cavalerul de cupe, turnul, roata norocului, o întâlnire trăsnet între voi și cineva cu marcaj puternic în apă sau cu marcaj în, întâlnirea dintre voi va atinge luna unuia sau acelui sau amândurora. Ideea este că această întâlnire karmică de destin are un potențial excepțional, nu doar să vă inspire în artă, asul de băte și regele de băte este întreprinzător și artist și în general mai de scenă, nu neapărat pictor, dar mai de scenă, Dans, teatru, muzică, mai ales coasul de spade și împărăteasa. Ideea este că aveți un potențial, această întâlnire cu cineva special are un potențial fenomenal. Nu ați în voie să folosești asemenea cuvinte, doi ași, regele de bâte și împărăteasa. Posibil să fie partenerul vostru divin, însă ceva s-a blocat, ori voi, ori... Și vreți să meditați la obsesia care se creează față de această relație, față de aceste potențiale. Nu potențiale, nu față de, de potențiale aveți obsesia, aveți față de, băr de bărbatul, femeia cu care v-ați întâlnit. Și ei au, simțiți, da? Și posibil pentru unii dintre voi acest diavol să reprezinte ori căsătoria cuiva, pentru că vă justiția, da, contracte, ori obsesia pentru bani sau pentru sex a unuia dintre voi e o chestie sau pentru alte chestii, substanțe nocive, da? E obsesia cuiva, e o adicție, mai bine zis, nu obsesie, care trebuie vindecată. Și în acest motiv, unul dintre voi sau poate amândoi ați blocat acest potențial. Posibil pentru unii acest diavol să fie un element în plus. Nu neapărat adicția unuia dintre voi să fie o legătură karmică a voastră sau a lor care blochează. Da? Vă, vă influențează mental oarecum e o influență negativă la care trebuie să meditați ca să puteți manifesta și să, să planificați da? să meditați și să planificați vindecarea ca să se poată manifesta potențialul, înțelegeți? limbajul eu zic că îl înțelegeți în principiu mai ales cei care ascultați genul ăsta de prezentări tarot de mai mult timp și pe canalul meu și pe canalele altora deja ne cunoașteți stilul unii dintre voi o salut pe Magdalena. Se știe. Va simți către cine trimit acest mesaj și pe Erwin. Dacă mai trece pe aici din când în când, ar fi minunat, ar fi ah, trebuit. Și mai sunteți, și Ia, mai sunteți. uite, iar munca iar regele de monede. Dorința de stabilitate este importantă, de colaborare, de a începe ceva nou din punct de vedere financiar, dar. E o chestiune la locul de muncă. Eu o... A, interesant. Poate vine cineva vestit să colaboreze cu voi și să vă ofere stabilitate. Uuu, vestit! Nu doar vestit. Poate vine cineva să investească. Un impresar. Aha. Și dacă nu impresar, că tot am văzut practicanți de muzică, de artă, de ceva. Cineva care iese în evidență. Ar dori o colaborare cu voi? Maybe. Maybe. Pentru unii, nu pentru toată lumea, na? Pentru unii. Hai să vedem. Scurte mesaje. Ia uite, faetonul merge către victorie. Soare, lună, venus, ascende, nu, lună, de învărsător, octombrie 2021. Central. Patru de spade revine. 6 de monede. Uf, un dezechilibru care trebuie reechilibrat sau echilibrat dacă nu re. -e. Măcar e. Aveți de vindecat ceva acasă. E o situație acasă sau o dezamăgire în casa? Casa reprezintă în sufletul vostru. Da, e o dezamăgire pe care trebuie să vă vindecați. Posibil sunteți puși să alegeți, să alegeți între două persoane sau cineva e pus să alegă între voi și altcineva și aici este problema. Vă gândiți că se creează, fără să vreți, acel trei de spade. Da? Asta e, asta e viața. La baza acestei cruci este Marea Preoteasă, creșterea voastră spirituală, niște secrete, niște mistere. Vom vedea cine ce e această Mare Preoteasă, prima arcană majoră. Dar oarecum susține patru de spade, meditația, yoga, curățenia sau curățarea energetică, intuiția, Conectarea la înger, la religie, la spiritualitate. O oh, în, în ultima vreme a apărut magicianul, ori un geamăn pentru unii dintre voi. Unu și doi, ce frumos, dar începeți cu doi. Intrând pe creșterea voastră spirituală, unii dintre voi vă atrageți un personaj mm, interesant, să zicem. Un personaj care atrage atenția. Atrageți pe cineva care atrage atenția, da. Plin de spectacol, de potențial, are toate cele cinci energii și e pregătit să manifeste ceva. Evident că puteți să fiți voi magicieni, vieții voastre, ce frumos ar fi, da? Mai ales dacă ați devenit mari preotese într-un fel sau altul, s-ați intrat pe care aceasta, învățați cum să manifestați în viață. Separați mesajele, că unele, unele sunt doar despre voi, altele sunt și despre altcineva. Mai ales dacă cineva trebuie să aleagă între voi și cineva sau voi. Uf, iar se fuge șapte de spade, în prezent spânzuratul. Se cam stă pe loc. Și se cam stă cu capul în jos ca să vină inspirația. Adică, băi, ce să facem? Să nu vină sângele în cap de stat prea mult. Da, aici este provocare, e Mercur retrograd, este normal. Mercur în jos, retrograd, să zicem, niște semnale. O să clarificăm. La clarificări s-ar putea să se schimbe povestea, dar în prezent se cam stă pe loc. Aveți impresia eventual sau intuiți că ați fost manipulați de cineva. Intuiți că ați fost manipulați de cineva și la un moment dat se va dori... Da, intuiți. Ideea este că nu vrei să se repete această poveste. Posibil acest personaj nu zi mult să ai de aer, nu zim mult să ai gemen sau, da? Poate să aibă, eu știu ce, ascendență sau aspecte cu Mercur. Astrologii știu, da? Tendința, mai ales și cu Neptun, da? Tendința de a nu spune adevărul sau de a nu spune tot. Tot e. Cine v manipulat în trecut, trebuie să învețe ceva. Ideea este că apare, reapare în viitor, dar s-ar putea să reapară schimbat, rămâne de văzut. O să tarificăm. Sfatul este, eliberați-vă de trădări, de manipulări, de cuvintele grele de ciclul acesta care... Dar voi vă curățați de ceva timp, cum era preoteasă, dar mai aveți, mai aveți ceva de lucru la karmă, că tot apare justiția de dor, da? Și la sfaturi și aici am văzut justiția. Justiția pentru mine înseamnă karmă. Exterior, de spade. Un asem de aer. Posibil să fie același personaj. Care? Care? Vom vedea ce vrea să facă. Dar vă influențează în prezent. Cu patru de spade, pro probabil că vorbiți foarte puțin. Sau deloc. Lucrurile cam stau. Dar stau tocmai ca să găsiți inspirație, să vă găsiți credința. Cel puțin unul dintre voi trebuie să-și găsească credința. Simt că voi cu patru de spade central aveți, pentru că patru de spade se roagă, aveți marea preoteasă la bazare eh, crucii celtice, aveți credință. S-ar putea acest personaj să trebuiască prin situațiile prin care treceți, provocările sau aparentele stagnări, să trebuiască să învețe credința. până una alta, ce învață acel personaj nu e treaba voastră. Voi trebuie, sfatul este să vă eliberați de acest ciclu. De o perioadă grea, grea. De ce vă este teamă de putere De oamenii orgolioși, de... Nu zi musai semn de pământ, Nu să musai fecioară sau leu, că e absurd să zic așa ceva. Dar aveți niște oameni extrem de orgolioși. De, din acest motiv, în poziția sfatului, aveți de ce de spade să vă eliberați de suferința pe care v-au produs-o. Nu mă să ai acest personaj. Posibil să fie nou. Că este totuși unul, da? Și în trecutul apropiat, cred că, cred că sunt oameni din trecut îndepărtat de care trebuie să vă eliberați. Pentru că v-au nepuizat de energie, v-au luat din putere, Aici este, vă este teamă de această putere care v-a fost luată, dar pe care, dragii mei, trebuie să o recapătați. Trebuie să o recapătați. Oameni orgolioși, mândri. Ce vă doriți? Să puteți alege. Aveți de ales între relațiile, situațiile care vă țin pe loc și vă creează oarecare stabilitate, E o construcție, e un zid aici, da, vi se pare voi o vouă că aveți casă mare, curte mare, zic și eu, dar n aveți libertatea de desfășurare, de să alegeți, vă doriți să puteți alege, eventual vă, vă doriți să manifesta, manifestați, apropo de scriere, da? să manifestați ceea ce scrieți. Acea nouă lume, vă doriți această nouă lume care stă să apară, știți bine că se pregătește lumea cea nouă, Ce reușiți să faceți, să sperați, să credeți, eventual așteptați pe cineva să vină de, să se întoarcă, Dar să se întoarcă schimbat, cu șapte de spade și trei de bâte, așteptați. Posibil să vă doriți niște plimbări pe aici, pe acolo, nu sunt călătorii lungi, dar sunt călătorii. Poate vă doriți pe cineva care nu e lângă voi și vă doriți să vină și se manifestă pentru că asta reușiți. Vine, vine, așa simt că vine. Ia și vine cu bucurie, nouă de cupe. Dacă sperați, vă veți umple, vi se va manifesta, vi se va împlini visul. Interesant, poate acum în prezent cu acest pânzurat, casa 12, care reprezintă casa peștilor și cu nouă de cupe, care în general reprezintă peștii, s-ar putea să aveți un vis. Unii dintre voi. Depinde ce planete pe unde aveți, da? S-ar putea să aveți un vis. Și acel vis se va manifesta. Dar cineva de la drum posibil să vină cu bucurie. Doi de spade. Ia să vedem interesant, doi de spade și. Dacă personajul care a plecat se întoarce și se întoarce la fel de egoist cum a plecat, s-ar putea să-i blocați și să vă concentrați pe creșterea voastră fizică, spirituală, energetică. Să manifestați abundență, eventual cu alt un personaj care vine încet, dar sigur. Și va trebui să alegeți, ia uite, iar cineva care vrea, Băi. cineva care vrea împăcare, mm -hmm. Mm -hmm. șase de cupe, da, tot de la distanță. Pus, poate aveți doi oameni de la distanță, ia uite, uhuhu, da, dar clar, Va trebui pe la sfârșitul lunii să alegeți, că tot e mercur retrograd, gândiți-vă la oamenii din viața voastră să alegeți între cei care vin de la, da, vin cu euforie de la drum, dar vin neschimbați oarecum, tot concentrați pe ei înșiși, nu, de pe oarecum e self-centered, da? Poate să fie o leacă egoist, vedeți că are inima totuși blocată, îi mai trebuie o cupă, dar nu-i pregătiți să o primească. E mulțumit de ce are. Alt mesaj, evident. Și atunci, dacă e mulțumit de ce are, ea să rămână cu ce are și voi. Alegeți creșterea. Și oamenii care, poate mai încet, dar sigur, vă oferă stabilitate, dragoste și împăcare. Și emoții și înțelegere. Eventual și reciprocitate cu șase de bâte. Ok, 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 ok. Și, aha, și atunci, da, am zis bine. Doi de spate, doi de bute, va trebui să alegeți între două personaje. În viața voastră, la capătul setului de cărți, de spate, că doar aveți central patru de spade, da? E o dezamăgire. Da? E o situație, eu poate zero, cineva v-a atras atenția sau voi ați atras atenția cuiva, dar totuși re -a relația scărțâi din vari motive. Ori mai aveau pe cineva, ori aveau, aveau timp de voi, trebuie să muncească sau să atragă atenția în alte direcții. În fine, a scărțit, da? Acum, în ultima vreme, se dorește să se ia de la zero toată relația aceasta, se dorește rezolvată. Cine nu s-a implicat până acum, își dorește să se implice. Pentru că simte dezamăgirea la fel de mult cum o simți și voi. Dacă sunteți suflete perechi, dacă voi v-ați simți răniți, se simt și ei. Hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Asta, totuși o să le pun. Nu sunt totuși așa. Totuși, într-o formă sau alta, cum or fi ele, mesajele, deci cărțile transmit multe mesaje. Eu le văd reușit să manifestați ceea ce a sperat. Un, un, vis, un vis. Un vis se materializează clar în această perioadă. Hai să și clarificăm. clarificăm Marea Preoteasă în trecut. Pentru vârstător o, văsătă, o dată, Pe două ori. Pe trei ori. Ups. Ori așa. Magnetism, o atracție teribilă dintre voi și cineva. O atracție teribilă, magică, plină de mister. Nu înțelegeți cât ați fi de intuitiv de ce vă atrage acest personaj. Poate nici ei nu vă înțeleg. Mai ales dacă sunteți mari preotese, doamnelor, nici ei nu înțeleg. Dar există un magnetism care se ține oarecum în. Nu se simte, dar nu se exprimă. Cu mare preoteasă Intuiți, cred că intuiți intui și unul și altul că vă simțiți. Intens, dar sau vați, hai să zic la trecut. Și afară de magnetism, sunt și emoții foarte puternice, dar și visare, dar emoțiile astea și tendința la visare creează această acest trei de spate, dezamăgirea. Pentru că vreți, totuși, manifestare. Da? Și în ultima vreme vă concentrați pe ce, ce pot eu să manifest în această poveste. Magicianul, în ultima vreme, am început cu trecutul, nu cu centrul, dar nu e nimic odată. De două ori. De trei ori. Patru de băte. este. Se dorește echilibrarea acestei pasiuni se dorește o întâlnire în care să vă bucurați, nu doar să visați, să sperați, să intrați în emoții, să... Chiar, măi, poate unul dintre voi să aibă o familie prin preajmă și nu neapărat căsătorie, poate să fie și familia din care vine, din care se trage. Da. În acest motiv, uneori, lucrurile se dezvoltă mai greu. Dar, pentru unii să fie balanță sau persoană căsătorită. Într-un contract neapărat căsătorită, poate este locul de muncă și trebuie să acorde foarte mult, au un contract important și trebuie să muncească și zi și noapte și în weekend pentru acel contract, justiția înseamnă și contract, dar totuși simt emoții, simt fericire, da? Însă aici este, aici e durerea cea mare, da? 10 de cupe, 10 de spade. Una caldă, una rece. Durerea este că trebuie să, te, să trăiești și în realitate. Mm -hmm. Central, patru de spade. O dată, de două ori, de trei ori. Poate aveți în suflet pe cineva care meditează. Extraordinar! Marea preoteasă și marea preoteasă! Nici voi nu exprimați foarte mult, nici ei nu exprimă. <laughs> o să flăcări gemene, da? Gemeni, că avem gemeni, magicianul este, da, Mercur, cel care guvernează zodia gemenilor, da? Și avem patru de băte, 11-11 cu alte cuvinte și avem și aici, uite, 11 deși e 2, dar se poate vedea ca un 11. Marea preoteasă, vă oglindiți, măi, vă oglindiți ce să mai... Pe de -o parte, și voi puneți un văl este ceea ce simțiți și analizați și încercați să vă concentrați pe yoga, pe meditații, pe energii, pe alte chestii. Pe creștere spirituală. Hmm. Eventual, intuiți, intuiți că, deși e dragoste și multă, multă fericire, da? există din partea uneia și o căsătorie, Da? Sau un fel de a fi tradițional sau mai strict. Asta e. Provocarea este șase de monede. O dată. Clarificăm. De două ori. De trei ori. Apă. 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 Aici este. Sunt atâtea emoții. Vin și prin aer și prin apă și peste tot vin emoțiile astea. Dar interesant, am senzația, simt că cel care are foarte multe emoții nu primește atât de mult pe cât ar merita. Cel care creează emoțiile, atracția, nu primește atât de mult pe cât ar merita. Celălalt îi acordă roșu, acesta care trebui roșu și albastru, ce sunt flăcările gemene, culorile lor, acordă atenție altuia. Acum, poate nu acordă musai pentru că îi pasă, ci din obligație posibil, cu marile preot, da? Ce ar mai fi de spus? Cu apă și cu șase de monede, da. Cineva trebuie să împărtășească și emoții, să împ... da? E vorba de reciprocitate emoțională, aici e provocarea. Dacă vă ascundeți amândoi... Pentru că aveți marea preoteasă și voi în trecut și în prezent. Nu se mai manifestă. Roata norocului, doi de spade, temperanța. Ce faceți? La temperanță înseamnă să vă dați timp. Ce alegeți? Sau mișcarea. Roata norocului înseamnă mișcare. Intrați în, în masculin sau rămâneți în feminin. Că, apropo de apă și de reciprocitate sau echilibrul emoțional, da? Știți ce am zis mai devreme? Aici e provocarea. Să stați în, în elementul feminin pasiv sau să. Chiar și ca și apă poate să fie element uh, fertilizator, da? Ploaie fertilizatoare, e activă, e dinamică, e masculină. Aici este. Mai dăm. Vedem o carte pentru Marea Preoteasă din centru. în centru odată. De două ori. De trei ori. Judecata. Aici este. Trebuie să judecați. Două arcane puternice, judecata și Marea Preoteasă. Cum să ieșiți în această dimensiune nu aș spune musăi obscură, dar învăluită. Emoțiile acestea neexprimate și să ieșiți la suprafață. Vedeți? Cartea și cartea asta îmi place foarte mult, să ieșiți la suprafață și să, să folosiți playa, aceea fertilizatoare despre care am zis mai devreme, da? Și iar o chestie de reciprocitate în voi, în și voi și în relație. Vă doriți în sinea voastră împăcarea, dacă ceva s-a întâmplat și lucrurile cam stau pe loc, vă doriți împăcarea, într-un fel sau Eventual simțiți că și ei și-o doresc. Asul de cupe. Interesant, da? Asul de cupe. Clarificăm sponsoratul în prezent. O pentru vărsători. Pe două ori. Pe trei ori. Lily dai hai, hai! Iar diavolul pe care l-am mai văzut, nu? Diavolul pe care l-am mai văzut. Energia aceea toxică, adictivă, pe care o simțiți noaptea, în vise, poate să fie și o obsesie. În această perioadă de stagnare, să fie și o obsesie sexuală pentru unii. Pentru alții, această stagnare se datorează unui, sau este din cazul, nu se datorează. E din cauza unei relații karmice a voastră, a lor, care. Ține lucrurile pe loc. Unul dintre voi încă nu s-a dezlegat de adicția pentru bani, pentru relația karmică, da? Încă n-a intrat pe spiritualitate. Pe... Și totuși se dorește. Se va manifesta victoria, asul de monede. Pentru că persoana respectivă care este într-o relație karmică, este căsătorit, totuși vă iubește. Da? Posibil să aibă marcaj și în Capricorn și în uh, Gemeni. Vă iubește. Pentru unii nu obligatoriu să aibă marcaj. Vă iubește, obseda soare și 8 de spade. Este obseda, obsedat de această fericire. Sfatul. 10 de spade. Clarificăm o dată. De 2 De 3 Oh, de ori. Oh. Eremitul dar a venit pe orizontal. Ați trecut, clar, unii dintre voi și eremitul și 10 de, de spade. E o perioadă de întuneric. Ați trecut printr-o perioadă de mare întuneric, dar acum începeți 10, da? E închere de ciclu. Eremitul e pe orizontal, ieșiți, da? Intrați către, înspre lumină, vă, vă apropiați de stea. De destinul vostru, că da, steaua nu înseamnă musa izodia vărsătorului, dar începe să vă înțelege, să știți ce aveți nevoie, da? Să vă vindecați. Acum înțelegeți, eremitul. Dar pentru că este, da, eremitul e pe orizontal. E mercur retrograd, știm bine, și se simte. Și se simte. Regele de monede și bine am pus jokerul că nu l-am pus încă și șapte de cupe. Persoana aceasta mai practică, mai pământeană să zicem, are multe emoții față de voi. Are multe emoții. Mai dăm o carte pentru, eremit, pentru sfat. Mai dăm o carte. Clarificăm eremitul și 10 de spade odată. Ah, că Ia uite, foc, pasiune și șase de cupe. Șase de cupe. Da. Șase de cupe, ce am văzut mai devreme, cei doi care se întâlnesc. Vă veți, vă veți întâlni, vă veți... Ia uite, unde, unde erau? Unde sunteți? Hmm. Aici sunt, da? Șase de cupe, da? Vă veți întâlni cu ei. Și vă veți împăca. Dacă e o tăcere acum, vă veți împăca. Pentru că trebuie să vă vindecați și voi și ei, eventual să vă susțineți la șase de cupe, vă susțineți unul pe celălalt pentru că aveți pasiune, pentru că știți, ca mari preoți și mari preotese și chiar dacă nu e mare preoteasă nici unul dintre voi, dar intuiește că trebuie să se libereze de o karmă, că tot am văzut de, am, văzut, am văzut justiția, ca să se poată manifesta această pasiune și această întâlnire dintre voi specială, o întâlnire specială. specială. V-ați mai întâlnit în alte vieți. Acum primele, știți cum e, primii, primii, pași sunt, repetă, situații din viețile anterioare. Din acest motiv trebuie vindecată. Karma veche. Karma care vine din alte vieți, musai. Nu musai din viața asta, că poate vă știți de câteva luni, da? Și nu s-a strâns cine știe ce karma, da? De karma strânsă din viețile anterioare. Și faetul, nu vezi merge mai departe către un nou început. Și șasele de monede pe care le-am văzut mai devreme. Se va echilibra situația. Va fi reciprocitate, da? 3 cu 3. Va fi reciprocitate. Exterior. Regele de spate. O dată. Clarificăm regele de spate pentru o de toate două ori. Alt personaj nu sunteți voi de trei ori. 10 de spade. Interesant! Și voi și ei aveți același. Deci voi aveți spatul 10 de spade, ei au 10 de spade. Aici este. Dacă voi vă simțiți bine și sunteți ok, trebuie să aveți înțelegere față de karma lor și de. de aveți un pic de răbdare. Până, de-aia zic, spânzurat un pic de răbdare. Și credință. Până se eliberează ei de karma lor. Interesant! Interesant! Eventual și unul și altul aveți ceva de rezultat, de, de vindecat, de încheiat, ca să puteți să veniți, mai ales dacă sunteți flăcări gemene sau, da? sau suflete, astfel de băte. Multă, multă pasiune, regele de cupe, extrem de multă atracție și vulnerabilitate și sensibilitate, da? Sunteți ce? 9 de cupe, 7 de monede, da? 9 de cupe. Posibil să fie și o distanță între voi și ei cu șapte de monede și lumea. Mai mare, mai mică, variază. Mai dăm o carte pentru acest rege de spade odată. De două ori. În acest set de cărți de trei ori, regele de spade cu sabia ridicată. Adică vrea să comunice. De obicei, regele de spade nu vorbește foarte mult, vorbește la obiect. S-ar putea. Simt, e posibil ca acest personaj să comunice, că vrea să conceapă ceva cu voi, da? Să creați ceva împreună, ori o relație, ori un proiect. Ceva, da? Și să vă spună că trebuie să, la șapte de monede ca să se conceapă oul, este nevoie de un timp, șapte, nouă luni, da? Trebuie să aveți răbdare eventual până se eliberează și ei de zece de spade dar sunt doritor să creeze, să conceapă, să creeze cu voi. Pentru că le este dor, trec printr-un mare doliu, e posibil acest trei de spade să nu vă reprezinte, să nu fie al vostru. Și voi să simțiți ca și de-aia zis Marea Preotea să simte. Simțiți și trebuie să înțelegeți că au nevoie de timp să se vindece de această durere, de această transformare, Ia uite, patru de spade, patru de cupe, sau de fapt cinci de cupe și sunt în plină transformare acești oameni. Și asta datorită, uf, ce fiora întâlnirea cu voi, sufletul pereche, doi de cupe, îi ajută, îi ajută. Sunteți o persoană valoroasă, specială. Iar, unul dintre voi, că văd între gustiții, soale și mai preot, sunteți, aveți un contract spiritual cu acest personaj. Și trebuie să vă eliberați de contractele acestea pământești, pământești ca să se poată manifesta. Frumos. Deci vă este teamă de 8 de spade? Nu, nu, ce zic eu de spade? Probabil că aveți o teamă obsedată. Vă obsedează sau cineva e obsedat de voi. Cineva orgolios e obsedat de voi. Da, am zis-o, am zis-o. Da, poate n-am zis-o eu, da? 8 de spade. Că nu, vă, nu găsiți soluții cum să fiți împreună, ca să vă puteți ajuta. Știți că dacă sunteți împreună, îi puteți ajuta și nu găsiți soluții cum să fiți împreună. Clarificăm, totuși, puterea odată. De două. E, nu mai vreau justiție, iar. Iar. Da, aici este. E, contractul ăla, că Căi căsătorie. Da? Vreți să se echilibreze viața voastră. Știți că îi puteți ajuta, că le oferiți și voi stabilitate, creativitate, ceva le oferiți ceva. Și ce frumos, aveți multe emoții, multă energie frumoasă, iar trei de bâte. Probabil că sunteți unii dintre voi, foarte zic probabil pentru că este se poate proba, sunt convinsă că o să-mi scrieți despre asta. E o distanță între voi și cineva. Unii, pentru unii dintre voi, zic așa o variantă, pentru mine mai simplistă, dar po probabil adevărată pentru unii. Dacă aveți de-a face cu un personaj căsătorit sau cu marcaj în balanță, posibil acel personaj nu știe încă cum să, cum să ofere în relație, trebuie să se transforme. E același care e aici, trebuie să se transforme, nu știe cum să ofere. A avut conflicte în viața personală și nu știe cum să aibă o relație sănătoasă și din acest motiv este teamă nu știți dacă se, vor se va transforma acest personaj sau va rămâne va alege viața aceea ne n-aș spune, dezechilibrea să nu poate prea intens nemulțumită o viață neîmpăcată da doi de bâte, ce vă doriți? doi de bâte oh Asul de băte, inițial a venit bine, pe urmă s-a răsucit. Aici este, pe de-o parte, a, a venit în poziție normală, trebuie să alegeți o pasiune care vă crește și să vă elibereați de una care vă dă, uh, care nu se, m? care vă consumă energia, cum am spus la început. Am înțeles. Dar e așa într-o singură mișcare, parcă. În momentul în care ați ales asul corect, vă eliberați de consumul de energie, de personajele care vă țin pe loc. E o chestie instantanee, da? Cum ați văzut, s-a răsucit așa, pac. Nici nu știu cum să pun acum. Regina de spade, temperanța. Ar putea să fie chiar ei cu regina de spade, da? Acest rege de spade care trebuie să se vindece și voi trebuie să aveți răbdare cu ei. Eventual să-i ajutați cu valetul de cupe, prințesa de cupe, da? Să-i ajutați, ca, să ajutați să și aleagă corect și să manifeste acest as de monede care e în spatele celor două, da? Simțiți cu luna că se poate manifesta o nouă dragoste. Mai dăm totuși o carte pentru acest doi de băte. Mai dăm o carte odată. De două ori. De trei ori. Doi de spade. Ce am văzut mai devreme, da? Doi de spade. Trebuie să alegeți între două persoane, între două flăcări. Între două pasiuni. Una vă... Pasiunea respectivă vă consumă și cealaltă vă crește, da? Ia uitați, e ca un grafic aici. Una vă crește, alta vă dă în jos. Aici îmi plac cărțile făcute de mine, da. Aici e o chestie de energie. Trebuie să vă înțelegeți energia. Din acest motiv a apărut patru de spade. Yoga. Marea preoteasă, judecata. Marea preoteasă și judecata. Niște cărți intense care țin de, de vindecare energetică. Spirituală, da? Trebuie să fiți în echilibru ca să se manifeste trei de băte pe care îl vedem mai acolo, da? Mai, mai acolo, mai la final. Mai cuvintea iurea. Adică trebuie să aveți speranță că lucrurile se vor echilibra. Interesant cum vine mesajul. Da, sunteți ingul și iangul celuilalt. Clarificăm, te rog, în viitor șapte de spade. O dată, de două ori, de trei ori. Șapte, extraordinar! Șapte de spade, șapte de spade. Extraordinar! Magicianul și cinci de cupe. Posibil acest magician... și totuși are în spate cinci de cupe. Regretă că ce? Că nu a început ceva? Că nu a ales, doi de băte, că nu a ales să de la zero? Va regreta 1. De ce nu am făcut ce magician? Poate e alt magician. i a zis, sunt două persoane. Ha. Mai dăm o carte. Fantastic. Voi simțiți cum vin cărțile, energiile? Mai dăm o carte pentru viitor. Șapte de spade odată. Pe ori. De trei ori. Visul, visul, visul. Și asul de spade. Hmm. Visul și asul de spade. Pentru unii, aveți aici un magician. Ar putea să nu fie același. C Am zis, aveți două persoane. Pentru cei care avea, aveți să face cu un personaj care lucrează în public, vorbește în public, atrage atenția sau lucrează patru de depute poate să fie restaurant, comunicare cu prietenii, petrecere, evenimente publice. Și pentru acest motiv trebuie să fie spectaculos, plin de șmecherii ca să-ți atrași clienții, da? Înțelegeți, da? Și interesant acum observ că patru de bute de fapt invers. Pentru unii posibil să fie flacără falsă, flacără geamănă. Pentru alții, posibil acest personaj, din cauza că n-a manifestat în trecut, în viitor, va dori asul de spade. Va dori să vă atragă atenția să se lupte pentru acest as de spade, pentru că simte în continuare pasiune, da? Dar, regina de, de bâte, simte atracție față de voi, dar dacă nu vine transformat, va rămâne de, de domeniul visurilor. Am zis, cineva posibil să vină plin de emoții, de spectacol, de bucurie, de speranță, dar totuși ceva în sufletul său să fie închis și atunci va răm rămâne cu visul. Totuși mai de o carte. Măi, ce ciudate etalări. N-ar fi una să fie, mă, nu știu, fiecare are cât o ciudățenie, fiecare etalare. N-ar fi una să zic că e clară. Adică clară. În principiu sunt clare, da. Viețele la urmă, viețile noastre sunt spectaculoase, nu? Ia uite regele de cupe, plin de pasiune, de, de bâte. Mai dăm o carte pentru acest viitor îndepărtat, șapte de spade și visul odată. De două ori. De trei ori. Nouă de cupe. A zis, uitați, confirmă, confirmă. Posibil personajul acela de la, de la drum care a fugit. Hm va continua să fugă de fericire. Va rămâne cu visul, cu speranța. Ce ciudat. Și cu o pasiune probabil, o pasiune neîmplinită, de probabil, îmi pare rău, nu știu ce brusc simt suferință. Chiar dacă ai spuneva, ai șapte de spade de două ori, da? Wow, și 10 de cupe. Ar vrea. Ui, da, ce suferință simt acum, ce presiune. Simt pe chakra a șaptea. Probabil că e o distanță mare. Cu șapte de monede și lumea posibil să fie peste țări, peste mări. Distanța aceasta și din acest motiv, cu un personaj, dragi de voi, mai de da, acest am brusc. Uf. Asta e ciudat. Vom trăi și vom vedea, e un viitor care iese din această lună. Cine știe când se va manifesta? Un viitor îndepărtat. Aici este prezentul și viitorul apropiat, eventual. Oh. Clarificăm trei de băte. O dată, pentru vărsători. De două ori. De trei ori. Zece de cupe. Iar șase de spade, asul, da, iar un drum. Cineva vine de la drum, vrea să treacă peste blocaje, s-ar putea să, dore să vină singur, dacă a fost în cuplu, să vină singur cu nouă de monede, pentru că își dorește să ofere această inimă, asul de cupe. Vine cu mare pasiune, atracție fizică, dar are și multe emoții. Dacă sperați că veți fi fericiți cu cineva, veți manifesta, dragii mei, alt mesaj. Dacă așteptați și alegeți corect, veți fi fericiți cu altcineva. 9 de cupe, o dată, de două sau cu cine trebuie, de trei ori pentru vărsători. 9 de spade. Ce simt acum? Dacă voi alegeți, posibil, aș vrea să zic că alegeți corect. Și așteptați cu răbdărică. Răbdărică, nu răbdare. E o distanță mai accesibilă decât lumea, da? Trei de băte. E distanță, sunt drumuri, dar nu e totuși de traversat o lume, da? Un glob. Um, se poate manifesta un cuplu fericit între voi și cineva. Pentru că aveți aceste alegeri foarte speciale de făcut doi, de două ori, da? Ba chiar de 3 dacă mi-aduc aminte și de ce apare, da? Și de ăsta, 2, 2, 2. Poate că vedeți numele repetitive. Probabil acest nou de cupe să reprezinte și nou de spade să reprezinte persoana de aici. Care își va face foarte multe griji Va regreta că n-a fost suficient de deschis, că a fugit de această cupă, că a fugit de acel plus, care erați voi. Alt mesaj, ce mai simt? Mai dăm o carte. O dată. De două De trei ori. Pământ. Da. Pe care l-am mai văzut și mai devreme. Împăratul. E totuși un om. Poate. Mai sobru, dar mai stabil. Mai stabil, mai. Poate nu e la fel de simpatic ca celălalt. Cealaltă persoană, poate femeia, da? Dar. Cred că se refere la acest personaj despre care am vorbit, influența exterioară. Acest personaj speră și își face griji, pierde nopțile, se gândește cum să manifeste, cum să pună în realitate toate emoțiile astea și toate speranțele pe care le simt în preajma voastră. Cred că va găsi soluții, totuși, pentru că, repet, apare tot, totuși, o împăcare. Va veni, rege, va veni cavalerul de. va vrea să ofere, apropo, de, de pământ, cavalerul de monede și va asta va vrea să ofere creștere dacă îi alegeți. Își face griji dacă îi veți alege. Să nu uităm de șase de cupe de împăcare. Da? E acel personaj care este căsătorit împăratul și regina de monede, care are acolo niște probleme de rezolvat. Și zic nu mă, să ai căsătorit, poate căsătorit cu jobul sau poate are cine știe ce super responsabilități, da? Poate șef la, eu știu, locul de muncă și are niște, niște chestii, da? și totuși își face griji. Pentru că nouă de, de cupe pentru mine este steluța, da? Steluța, steaua, să zicem, ar, fi, ar putea să fie vărsătorul pești ce fi. Zic vărsătorul pești că poate aveți planeta acolo pe cuspidă. Da. Se stresează acest personaj. Cum să manifeste în realitate acest vis? această bucurie pe care o simte doar în preajma voastră. Și cred că va găsi soluții, pentru că, repet, vă arăt și vouă. Poate chiar ei trebuie să găsească soluții, nu voi. Vedeți cum este? Că, da? Vor vrea să ofere ceva. La început mai puțin, vor veni mai greu, dar încet, încet se va dezvolta o, o relație stabilă. Și fizic, și emoțional, și, și pasional. Mai, e frumos. E frumos. Doamne ajută, doresc bucurie și fericire tuturor. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ceau, ceau, sper că v-a plăcut, da?